Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou tutorial pe acest canal. În acest tutorial vă voi învăța cum să vă instalați și să vă jucați cu cheat-ul de 5M pe care îl folosesc eu în videoclipuri. Hai să facem 1000 de like-uri la acest tutorial, bă băieți, dacă mai vreți episoade de 5M în continuare. Ei bine, bă băieți, în primul rând, ca să vă cumpărați codul. A, și by the way, înainte să vă învăț cum să vă băgați codul, vreau să știți că o să vă dau și 3 luauri în descriere. Practic, luaurile alea sunt meniuri diferite care vă dau mult mai multe funcții pe lângă ce are cheat-ul etc. Chet, face tichet. Stai că face tichet. Ia! Zic că ți s-a stricat mașina și dacă nu te poate ajuta. Mă poate ajuta și pe mine. Îndepărtează-te de el, că ți-ai și tu bani, prostule. Îndepărtează-te de el. Stai să fac clone, coaie. Coaie! Și acum ai dat weapon rain, coaie. Băi, coaie, da fu, băi! Să-ți ia, uite, să-ți ia de la C4. Băi, coaie! Dar o să se omoare! Coaie, și-a luat bani! Și-a luat adminul bani, coaie, nu-mi cred! Coaie, am dat mare bani la admin și păsai să bane pe ceurile astea! Unul dintre meniuri, cel pe care, de fapt nu l-am mai folosit, dar oricum, al treilea meniu, o să vi-l, acela va fi meniul pe care o să vi-l prezint în acest videoclip, e super, super top, efectiv, poți să le dai drop, să dai weapon rain de ăla, să pice arme pe jucători, adică pe unele servere o să-și ia jucătorii respectiv ban sau kick și chestii, e un meniu super, super maker de troll, o să vi-l arăt acum la finalul videoclipului. Deci, hai să începem, bă băieți, ce trebuie să faceți în primul rând ca să faceți rost de cheat-ul de 5M? În primul rând trebuie să-l adăugați pe owner-ul cheat-ului pe Discord, acesta este Discord-ul lui, o să vi-l las și în descriere. Așteptați să vă accepte și cel mai probabil o să vă scrie el prima dată, că de ce l-ați adăugat. Voi o să ziceți că vreți să cumpărați cheat-ul. Eu, de exemplu, i-am zis aici, eu am vrut să plătesc cu Bitcoin, știți? Adică la Bitcoin e 16 euro, mi se pare, pentru cheat sau ceva de genul. E un pic mai mică valoarea cheat-ului la plata cu Bitcoin. Adică cel puțin eu am mai avut 16 euro, i-am trimis aia 16 euro și mi-a dat codul. Acum nu știu exact cum o să fie, dar cel puțin mie mi-a acceptat așa. Hai să vedem, bă băieți. Deci aici, după ce ziceți metoda cu care vreți să plătiți, eu i-am zis că vreau cu Bitcoin, o să vă dea aici cum să plătiți. Mie mi-a dat că na, vreau să plătesc cu Bitcoin, mi-a dat o adresă, un wallet, în care a trebuit să trimit banii. Dar bă, dacă vreți să plătiți cu cardul sau cu altceva, o să vă dea probabil un PayPal sau nu știu exact cum funcționează la plata cu cardul. După aia poți să îi ziceți că faceți plata, pui mei, aici ai zis că I will make the payment in 20 minutes, deci oricum, practic, plata la Bitcoin oricum durează mai greu. Mie am primit codul la doua zi, de exemplu, că până s-a procesat plata, etc., dar la voi probabil o să-l primiți instant codul. Aici l-am mai întrebat eu câteva chestii, puteți să-l întrebați orice fel de chestie, vă ajută cu orice și dacă aveți probleme cu cheat-ul, întrebați-l pe el pentru că el știe cel mai bine și pe mine m-a ajutat deoarece am avut destul de multe probleme cu codul la început până m-am învățat să-l folosesc. Aici, mă rog, am vorbit mai multe, după aia a doua zi când s-a confirmat plata mea, stands for the purchase, nu știu ce, mi-a dat aici toate astea. Aici este codul, practic, codul pe care trebuie voi să-l activați fix aici unde țin mouse, numai că voi o să-l vedeți cenzurat pe videoclip pentru că, na, nu e bine să dai codul, deși e activat, adică eu l-am activat, nu o să vreau să arăt codul și chestii de genul. Aici o să vă dea un activation key. Acest cod o să vă arăt imediat cum o să-l folosiți, dar prima dată trebuie să intrați pe linkul acesta. O să vă dea tutorial video and download here. O să intrați pe chestia asta de aici pe care vă trimite el. O să trebuiască să așteptați 5 secunde. Hai să așteptăm cele 5 secunde, bă băieți. Ok, loader download. O să dăm aici loader download. Aici aveți și tutorialul mai pe scurt cum ar veni, ce trebuie să faceți ca să vă injectați codul, dar în mare parte eu o să vă fac tutorialul mai lung unde vă explic pas cu pas. O să vă descarce un WinRAR. Voi WinRAR-ul ăsta trebuie să îl deschideți și o să vă pune să băgați o parolă. Voi băgați parola EULEN, fix asta e parola, mi se pare că scrie și pe site, dați OK și o să vă extragă loader-ul. Dați un click pe loader frumos, neapărat dacă nu vi-l pornește automat cu Rana's Administrator, să-l porniți cu Rana's Administrator. Și prima dată când ați intrat aici în acest loader, trebuie să dați pe register și să vă faceți un cont. Noi aici ne facem cu numele Raul2K, cu, nu știu, o parolă total aiurea, nu contează că eu deja am cont făcut. Aici vă puneți email @yahoo.com, mamă, cine mai folosește Yahoo, în fine, nu știu. O să vă faceți aici un email, eu o să dau cancel pentru că deja am un email făcut și o să intru în loader-ul pe care l-am descărcat eu pentru că e un loader deja în care deja sunt logat, pentru că mi-am făcut un cont total aiurea, nu mi-am făcut un cont cu numele meu și chestii de genul, am făcut un cont total aiurea, nici măcar nu are parola mea și nu știu parola pe de rost, trebuie, o am într-un not pe ceva. După ce vă faceți cont și v-ați băgat aici ID-ul și parola, dați login
Și o să vă apară aici, mă rog, o să vă apară 3 cituri, dar astea, la astea două nu o să aveți licență decât dacă le cumpărați. O să aveți, adică nu o să aveți licența nici la 5M. Trebuie, după ce v-ați descărcat loader-ul, să dați pe Activate Serial și să vă băgați cheia pe care v-a dat-o el pe Discord aici. Deci, practic, dați click sau control V, știți cum copiați o chestie bănuiesc, aici copiați cheia, dați activate și o să vă activeze automat cheat-ul de 5M. Practic, aici este în mare cam totul gata, dar trebuie să fiți siguri, bă, băiți, haideți să intru aici pe Discord, repede, hai mă, putu-te în gură. Trebuie să dați aici pe User Settings, să vă duceți la Game Overlay și să îl aveți activat neapărat, bă, băieți, și dacă nu vă găsește 5M, gen, știți, practic Game Overlay, o să-l porniți de pe Shift și chestia aia, tasta aia cu punctul ăla de lângă, din stânga tastei 1. Dacă nu știți să-l porniți, puteți să vă schimbați de aici, de pe cetastă, să porniți Game Overlay-ul ăsta și la Activity Status neapărat să vă detecteze 5M-ul. Dacă nu vi-l detectează, voi, ca să aflați dacă vi-l detectează, intrați pur și simplu în 5M, vă setați aici o tastă de pe care puteți să porniți Game Overlay-ul ăsta și dați pe absolut, dați pe tasta aia pe care ați setat-o voi. Dacă vă pornește Game Overlay-ul, totul e bine. În mare parte ar trebui să vă detecteze Game Overlay-ul ăsta singur, 5M-ul, dacă l-aveți activat. Mie cel puțin așa mi s-a întâmplat, dar am văzut că unii mai au probleme cu chestii de genul. Deci neapărat, ca să mă meargă cheat-ul, trebuie să aveți Discord overlay-ul. Hai să trecem la injectarea codului acum, bă, băieți. Deci, puteți să porniți loader-ul. Ok, ce s-a întâmplat? What the fuck? Nu știu ce am făcut, bă, băieți. Probabil că după un anumit timp, efectiv, iese din el. Aha, habar n-am. Puteți să porniți loader-ul și înainte și după ce ați pornit 5M-ul, nu are nicio legătură. Eu acum o să pornesc prima dată 5M-ul și o să pornim după aia loader-ul. Deci, practic, intrăm aici în 5M, bă, băieți. Trebuie să găsim un server în primul rând pe care vreți. Mamă, eu aveam footplate la căutări să mă bată data, bă, băieți. Hai să vedem aici un server random, nu știu, ăsta oare are test, nu știu ce, pe ce server să intru, unul care n-are test, că vreau să vă și prezint. Pe, hai de cap, să intru pe unde ăsta anonim, Horus România, să intru pe ăsta oare, hai mă, băieți, că intrăm pe, da, poate eu avea server nou, custom, nu știu, dar ăștia o să vină spec pe mine și dacă vă arăt chestii, hai mă să intrăm pe White România, bă, băieți. Dați, aoleu, a, stați așa, că oricum nu făceam bine ce am făcut. Ok, bă, băieți, deci vă căutați server, intrați aici unde dați connect, dar nu dați pe connect. Prima dată porniți loader-ul. Mamă, a, stai că nu l-am pornit pe ăla, bun, trebuia să-l pornesc pe ăla de pe desktop. Stați-mă o secundă, băieți, că nu știu parola pe de rost și n-am chef să stau să o caut, nu știu ce. Hai să vedem aici, băieți, ignorați pozele cu mine în bustugol de pe Discord și pozele cu Radu 4K, dar nu-mi găsesc, a, ăsta cred că e loader-ul, așa-i? Așa-i? Ăsta e loader-ul, bă, băieți, ăsta e loader-ul. Dăm login frumos. Selectăm 5M-ul, dăm connect la server și când vă apare tabul ăsta cu connecting, dați inject la cheat-ul de 5M. O să vă apară fereastra asta, o să vi se injecteze cheat-ul și totul o să fie perfect. Acum hai să așteptăm să ne bage pe server, bă, băieți, deci de acum, din momentul ăsta, totul a făcut bine. Mamă, mi-a mare copyright ce mi-au, băieți, repede, music off, băieți, că mi-au mare copyright să mă bată tata. Acum o să trebuiască să așteptăm să intrăm pe server și o să vă învăț și cum să injectați un Lua. Probabil mulți dintre voi nu știți să injectați un Lua sau nu știu, poate știți, nu se știu, oricum e destul de ușor de injectat și o să o prindeți din prima, credeți-mă, nu e așa de greu, prima dată e mai greu. Hai să vedem, bă, băieți, intrăm aici pe White România. Sper totuși să n-aibă niciun test, băieți, ăștia ar fi nașpa să mă apuc acum să dau testul pe videoclip. Bine, pot să dau skip, dar pui mei, ar fi nașpa să mă apuc acum să dau testul de roleplay pe videoclip. Bă, ce ăsta aici, regulament, mamă, sper că n-au test, bă, băieți, sper că n-au test, băieți, bă. Ai. Gata, bă, băieți, ne-a băgat pe server, acum se încarcă, aparent totul este blocat și totul, a, gata, mă, acum se încarcă serverul, bă, băieți, waiting script, nu știu ce, gata, mă, băieți, am intrat, ne-am conectat aici pe server, să vedem, a, ok, ne-a dus la spawn, gata, bă, băieți, nu sunt angajat, mamă, cât se încarcă aici, m-a spawnat la ăsta, mamă, de ce sunt invizibil, bă, băieți, deci cheat-ul a detectat, dar aparent eu sunt invizibil, băieți, a, gata, mă. M-a spawnat, stați un pic să mergem mai departe de spawn. Sau stați că nu mergem mai departe, că vreau să vă prezint și Lua. Ăsta este meniul de la EULEM, bă, băieți. Puteți să umblați voi pe aici să vedeți ce face. Eu nu o să stau acum să umbl pe videoclip. O să vă învăț cum să vă instalați. Ah, by the way, meniul se pornește de pe insert. Deci dați pe tasta INS, așa scrie pe tastatură. Sau la laptopuri în mare parte scrie și insert. Vă duceți pe tabul de Lua, dați load Lua. Aici, mie cel puțin mi se buguiește, nu mi-arată cursorul de la mouse. Trebuie să vă ghidați după cum se mișcă acolo alea. Acesta este meniul pe care îl voi folosi azi, absolut ăsta. Dăm dublu click pe el și o să ni-l injecteze. Vedeți acolo că scrie absolut V2, nu știu ce, pui mei. Acest meniu se deschide de pe tasta page down. Uitați, ăsta este meniul despre care vorbeam. Acum depinde, mai sunt meniuri care se deschide pe tab, de pe home, nu știu exact să vă zic la toate, dar puteți descoperi și singur chestia asta, bănuiesc. În mare parte la meniuri ar trebui să vă scrie pe ecran
cum se injectează, mă rog, cum îl pornești. Haideți să vă arăt acum în mare ce are meniul acesta, bă, băieți. Deci, practic, dacă ați ajuns până aici, ați reușit să injectați codul. Acum vreau să vă arăt weapon rain-ul ăla care e super șmecher. În primul rând o să mergem aici la vizuale, dăm pe name. Hai că dacă toți suntem la spawn-ii perfect, ești nebun la cap. Așa, le vedem numele la jucători. Hai să-i dăm rain drop la Winter ăla. Hai să vedem la Winter, la cum... A, ba nu, că l-a intrat înăuntru. Hai mă, la Răzvan. Hai Răzvan, e vino cu ace. Dăm aici. Căutăm frumos pe Răzvana nostru pe care... A, uite-l pe Răzvan. Am dat pe Răzvan? Nu, Mihai, Răzvan. Răzvan, băieți, Răzvan. Răzvan și dăm pe weapon rain. Bă, băieți, și practic dropăm arme pe el și sunt cele mai mari șanse să-și ia kick băieții ăia. Doi, mama are RPG să mă bată tata, bă, băieți. Mamă, s-au dus tot să ia arme, nu cred așa ceva. S-au dus tot să ia arme, what the fuck. A, s-a oprit dropul, bă, băieți. Mamă, ești nebun la cap. Ia uite, coaie, ia uite ce e aici. Ia uite, mai dă-ne, mai dă-ne. Ia uite pe ăștia, coaie, ce s-a făcut aici. Mamă, nu se dă, nu se dă. Ia. Ia uză-l că e Ghost Gamer, ia uite-l că e Ghost Gamer, băieți, mamă, cred că mi-a dat crash, am dat de 100 de ori click și că mi-am luat mare crash la 5M, bă, băieți. Mi-am luat crash, mamă, ce a început aia să strige Ghost Gamer, Ghost Gamer, bine, din câte știu, Ghost Gamer e destul de apreciat pe White, aș putea spune, că a jucat acolo de a rupt White în două. În fine, bă, băieți, cam acesta a fost tutorialul, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați, dați și voi acolo un like, e destul de ușor de injectat și meniul și etc, etc. Bă, fraților, sper că v-a plăcut, aveți acolo linkurile de la cele trei luauri în descriere. Eu am folosit luau ăsta absolut, mi se pare cel mai super, super șmecher. Mamă, ce grad am făcut aici de... Ce să mai aibă, fraților, nu uitați să dați și un subscribe, pentru că la 75.000 de abonați facem giveaway cu contul de level 80 de CS și la 70.000 de abonați o să facem un live stream de 12 ore și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!